Ce să zic? S-a terminat deplasările pentru noi, pentru că nu am fost tot în deplasare de când ai promovat echipa asta în divizia. A fost un parcurs extraordinar pentru o echipă foarte mică, o echipă care a promovat din divizia C până în divizia. Ne-am văzut limitele, ne-am văzut potențialul. Consider în continuare că am avut momentele noastre și ne-a ridicat la un nivel foarte bun pe parcursul acestui play-out și, bineînțeles, și primele patru etape de când sunt eu aici, dar n-am știut sau n-am putut să gestionăm unele momente care chiar puteam să ne rupem și noi să ajungem undeva la mai sus. Am făcut la un moment dat, aveam 10 puncte și eram tot pe ultimul loc, e complicat. Am plecat cu foarte puține puncte. Mă bucur pentru și chiar sunt bucuros că am antrenat băieții ăștia, că îmi pare rău că nu au avut mai multă încredere în ei la momentele noastre. Dar ce mă bucur același lucru, că am reușit să mai promovăm câțiva copilași, doi copilași și mai avem 2-3 care poate că o să-i vedeți în ultima etapă de anul 2000 născuți, poate că apar și mai tineri și mai puțin mai cu un an mai în vârstă. Avem o pepinieră extraordinară care la 2004 am reușit să câștigăm locul 1 pe București. La elite am terminat după Hagi și după Dinamo, am fost și noi foarte aproape. Deci avem o școală de fotbal foarte bună și cred că și lucrul ăsta m-a atras pe mine foarte mult, că poate mult știți de aici. Eu chiar am investit în copii, din afară de banii mei, și plăcere și sentimente. Și asta mă deranjează așa câteodată, că aud unii pe aici prin tribună care sunt mari conducători, care urlă cum urlă așa după unii și alții care poate că nu mă cunosc pe mine. Eu sunt din zonă și respect foarte mult zona noastră, că din cauza asta și am încercat să fac ceva pentru copiii din Mediaș și ne împrejurim. Și respectul a fost totul cu totul invers. Am venit, am jucat la Gazmetan pe gratis, să-i ajut să promoveze în divizia și mi s-a întors spatele. Asta a fost, am fost eu pentru Mediaș. Și pentru asta respect toată viața mea. De același lucru aștept și eu respectul, măcar așa verbal, nu să țipe domnul Limoniu din tribună, că eu l-am respectat tot timpul și un conducător străin într-un oraș prea frumos. Să se bucure că poate să fie conducător la clubul ăsta. Ce m-a deranjat, de fapt? Nu, atitudinea lui și l-am văzut. Aici a fost deranjul că l-am văzut direct cum a țipat. Bagă, bă, fă, bă, da, am băgat un copil. M-am întors la publicul ăsta care mă cunoaște și poate erau jumate de la mine din sat, poate pe acolo, și m-am întors și am aplaudat. Mi-am făcut treaba cum am crezut eu mai bine la echipa care o avem. Din contră, fericit echipa Gazului Metan. Eu sport, eu trebuie să-mi fac treaba exact cum trebuie să-mi o fac la echipa mea. Bun, răi, cum suntem, proști, dar nu să ne umilească unul și altul, ca și la primul gol, nu? Primul gol nu se poate, ca nu odată. Deci în fiecare meci, la fiecare meci de când am venit antrenor la echipa asta, toți ne-au ciupit. Unul își cereau scuze, alții râdeau și domnul Găman râdea nas. Nici nu n-am fost fraier, că am jucat și noi câteva sute de meciuri prin prima divizie și prin străinătate. Și știu când te ciupește cineva. Nu, Doamne iartă-mă, nu vreau să spun că Gazmetanu nu a fost echipa mai bună astăzi. Dar fi corect cu toată lumea. Fi corect și normal. L-auzeam și pe domnul Crăciunescu cum comentează unele faze lui Juventus. Sau cel puțin trec mai departe. Le mulțumim oricum pentru că am participat și am încercat să respectăm competiția, dar clubul ăsta mic nu a fost respectat cum ar fi trebuit să fie respectat. Asta mă doare, asta mă deranjează. Restul, nu atât am putut până la urmă. Noi am încercat și am avut multe momente care ne-a ridicat la un fotbal bun. Și astăzi, până la primirea primului gol, simțeam că au probleme. Dacă noi marcam, era greu și pentru Mediaș. Și astăzi, pentru multe. Dar dacă noi primim gol, e greu. Nu avem calitatea necesară să putem reveni. Am avut momentele care am marcat și am primit foarte greu gol, pentru că ne-am apărat destul de bine. Ne-au ucis, așa să zic, ultima perioadă, fazele fixe am cam greșit. Și cred că asta puțin lipsa de responsabilitate și poate chiar valoarea. Atâta putem. Valoarea de grup o dat de vadă de multe ori că am rezistat, dar valoarea individuală am avut probleme. La ce notă aveți acum? Și dacă aveți un evident și corporat cu câte echipe au venit acum în Liga 2, e posibil o revenire în sezonul în Liga 3? Nu știu. Nu știu ce o să fie posibil și ce nu o să fie posibil. Noi avem niște obiective concrete ale noastre.
Avem 200 și ceva, 300 de copii care nu plătește nimeni. Avem copii foarte buni, v-am zis, care 7-8 copii care au făcut parte din lotul meu, din elite, jucători din cartier, jucători din zona noastră și care au apărut în prima elită a fotbalului românesc. Acum, normal, că prima opțiune și vor fi copiii noștri. Clar că o să fie 2-3 jucători mai cu experiență, dar jucători tineri. Orice se poate întâmpla. Ne vom juca, fotbal, încercăm să ne ridicăm la un nivel bun de nivelul care suntem. Dacă o să fim acolo, nu cred că o să ne dăm la o parte. Dar noi suntem un club care cred că e suficient pentru noi divizia B, pentru că noi nu avem în spate societăți puternice, nu avem primării, nu avem absolut nimic. Mă uit și văd ce în față Romgaz, în spate văd Transgaz, e altceva. Aici e un singur om care bagă bănuții lui, banii familiei și cred că merita mult mai mult respect. Cred că merita mai mult respect și chiar aș vrea să menționez lucrul ăsta. Aș aștepta mai mult respect. Clubul ăsta mic. Singur. Dacă vezi, dacă analizăm toate greșelile care au fost împotriva noastră, consider că trebuia să retrogradăm. Ne-am predicat la un moment dat de chiar am speriat, poate că așa, oarecum. Eu asta am simțit-o. Și v-am zis, am jucat cât un pic de fotbal și eu. Și știu și când simt când, nu, încă o dată, să nu înțelegeți greșit că astăzi e meciul cu mediajul sau zic că am pierdut din cauza arbitrajului. Dar la fiecare meci am avut probleme de arbitraj. Chiar dacă eu nu le-am băgat în seamă, n-am lăsat jucătorii să vorbească de un arbitru. N-am lăsat niciodată să înțeleagă că ne-au ciupit cineva. Dar dacă ești mic, nu ești și prost. Respect omul ăla care a venit în fotbal și a băgat o grămadă de bani. Dacă țipă la mai tare, suntem gata. Asta mă deranjează. Și aleargă ca și oricare, muncesc. Noi nu suntem puternici, nu avem societăți de stat în spate. Nu avem primării, nu avem pe nimeni. Un om care își bagă banii familiei. Asta e problema și mă deranjează. Suntem cu straița în băț, cum ești. N-ai casă. N-am jucat toate meciurile în deplasare. Și eu n-am cum să nu felicit jucătorii ăștia. Deci îi iubesc pe toți care au lucrat cu mine. Pentru că au respectat fotbalul ăsta până în ultimul moment. Și retrogradați. S-au antrenat exemplar. Noi atâta putem. E complicat după ce retrogradezi, te vezi retrogradat. Eram la un moment dat pe locul, știu eu, considerând că începem campionatul, eram pe locul 2 sau 3, după Dinamo și Botoșani. Și noi, având în vedere punctele care am avut, eram tot pe ultimul loc. Deci normal că m-a durut pentru ei și vedeam cât muncesc. Eu n-am decât să-i felicit și mulțumesc clubului toate condițiile care ne-a ridicat la un nivel extraordinar. Ne-am stat numai la 4 stele, terenul de antrenament, la condițiile noastre. Banii, normal că salariile noastre n-am putut să ne ridicăm la un nivel, că știu cât câștigă Gazmetanu, știu cât câștigă Sepsi, știu. Noi am avut salarii limitate de a face performanță. De a putea face performanță. Dar asta așteptam să văd respect față de un club mic. Cum poate avea un club mic care reușește să salveze de 7 ani? Da, un club mic care au salarii de 4-5 mii, 6 mii de euro. Foarte mic. Un club care se salvează în fiecare an. Uitați-vă la primul gol care l-a luat cu Chiajna. Și discutăm după aceea același lucru. Uitați-vă la penaltii care l-a luat cu Chiajna. Minutul 12. Mai joacă fotbal. Vă întreb, cu Chiajna, penalti nu-l atinge, a trecut, ce mai contează, retrogradați, dă pagina. Asta făceau la televiziuni, nu vorbesc de reporter, că mie chiar îmi plac ziariștii și eu respect pe toți și știți care mă știți din zonă. Dar nu vorba de ziariști aici, e vorba și de care vorbesc de arbitraj și așa mai departe. Nu, analizează cum analizezi pentru Steaua și ăștia mă bagă în seamă. Și omul ăla, cum e? Sau noi, și noi muncim, analizăm, facem. Mă, ce să le pun la aștia? Penalti. Nu, astăzi intră cu totul în el. Nu zic că nu fi greșit și Drăghia. Dar intră direct în el, în spatele lui. Ce discutăm? Toate alea de la mijlocul terenului, orice era, pentru Mediaș. Noi invers, bagă pieptul în față, nu dă, dincolo același lucru. Și o analizez, am oameni care îmi scriu lucrul ăsta. Dar cu ce mă... Nu-i nimic, băieți, haide, mergem mai departe. Asta e dureros. N-am vorbit niciodată de arbitraj, n-am vorbit nimic, dar de respectul ăsta care așteptam pentru clubul ăsta. Că poate o să fiu mâine, poate nu. Alți antrenori își pierd pâinea din cauza la un jmecheraj din ăsta care râde nas. Și nu-i primul. Asta e situația care mă doare. Asta mă doare. Că nu ești respectat. Hai că așa am văzut. La ei văd cum văd. Deci tot timpul așa am văzut. Nu stai liniștit. Băi, oameni buni. Și nu am jucat puțin fotbal.
Sincer. Și mă doare sufletul pentru copiii ăștia care... Și-i felicit. Pe calea asta e felicit cum s-au pregătit până în ultimul ceas. Până în ultimul moment. Și felicit gazul din suflet că au reușit să se salveze. N-am niciun fel de problemă. M-a deranjat decât omul ăsta care nu-i din Mediaș. M-a deranjat atitudinea lui și îmi pare rău. Eu transmiteți că eu îl respect în continuare. Dar chiar, am băgat copii de 17 ani în teren, dacă asta îl interesa. Bagă, bă! Ne respectăm și l-am respectat. Vă mulțumesc din tot. Vă mă întrebați-mă, orice. Că stau, că mă duc acasă, că-s de aici. Și închid pe teren propriu, unde? La voluntari? Da, păi ultima etapă, să jucăm aici.